Revenim și vorbim nu deja despre leacuri băbești atunci când vine vorba despre afecțiuni. Mulți dintre voi ați văzut, se ocupă oamenii conaționalii noștri de autovindecare, bazându-se pe metodele care le țin minte încă din copilărie. Noi am invitat însă un medic oftalmolog ca să punem toate punctele pe i. Care dintre sfaturile din bătrâni sunt acceptabile, pe care trebuie să le evităm și care sunt recomandările unui specialist atunci când vine vorba despre orjelet. Vorbim despre asta cu Valeriu Cușnir, medic oftalmolog. Domnule Cușnir, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunt medic oftalmolog, eu sunt profesorul Cușnir, sunt directorul clinicii de oftalmologie și orjeletul, sigur, e o problemă foarte mare, des întâlnită, dar cu părere de rău, cu mult mai complicate sunt consecințele acestei patologii. Domnule Cușnir, spuneți-ne, vă rog frumos, inițial, de ce apare orjeletul? Pentru că cumva în popor se zice că te-a tras curentul și eu țin minte în copilărie că se spunea în aceste cazuri că trebuie să te scui pe o babă în ochi ca să-ți treacă orjeletul. Adică ulciorul, cum mi se spune la noi. Spuneți-ne motivele, pricina din care apare el. De obicei, cel mai des apare din cauza încălcării igienii, ca și oricare foliculită, adică aceia care folicul când se inflamează, apare o inflamație. Așa și aici, glandele Meibom, care trebuie să evacueze conținutul său în exterior, pe suprafața oculară, își pierd această funcție din cauza, în cazul dat, a inflamației. S-a stupă această glandă și ca într-un lac stătut, ce se întâmplă cu apa? Se strică această apă, se înverzește, se strică și moare și peștele și tot ce e acolo. Așa și la noi, se face ca un absces. Și acest absces, dacă e unul, e bine, repede se rezolvă, dar dacă se contopesc mai multe glande, se formează ca un microabces. Și suntem nevoiți chiar destul de des să operăm așa pacienți. El de sine stătător, destul de rar se vindecă. Destul de rar. Legatul degetelor sau, cum a zis, scuipatul sau punerea tinctură de ceai sau ceapă sau ou sau știu ce acolo, poate și ajută, dar mai mult spiritual. Cel mai bine, în cazul dat, dacă vă zic e acces, ajută un dezinfectant, un antibiotic oricare, care la prescripția doctorului, la prescripția numai cu recetă, se eliberează din farmacie. Și de atât vreți sau nu vreți, ne-ați trebuie să vizitați doctor. Chiar ieri am operat o doamnă care a venit cu un acces grozav de departe din Moldova și foarte complicat a fost, foarte complicat. Se întâmplă că vin copii cu așa ceva, dar nu tot timpul, desigur că este de vină încălcarea igienii. Sunt avitaminoze, sunt cazuri când imunitatea scade brusc, de pildă din cauza la o viroză oricare, din cauza unui stres oricare emoțional. Scade imunitatea și atunci agenții cei patogeni care sunt în noi, în fiecare din noi, ei se activează și se formează acest absces. Domnule Cușnir, este orjeletul sau acest ulcior la ochi, este ceva ce poate fi transmis, de exemplu, în cadrul aceleiași familii, sau nu este totuși o infecție transmisibilă? În primul rând, asta nu e infecție din asta, să înțeles. Într-a doilea, poate fi transmis numai în caz dacă pacientul acesta a făcut orjelet din cauza că este infectat cu Demodex. Este așa un păduchi minuscul care se vede numai la microscop. Și atunci, de la unul la altul se transmite, ei se infectează și fac inflamația foliculor pe față, pe pleoape, în alte părți a organismului. Și, desigur, atunci poate fi inflamația glandelor Meibom la mai mulți membri a familiei. Dar, de obicei, asta e la unul, nu se transmite din ochi în ochi. Domnule Cușnir, colegii din televiziune, pentru că noi purtăm machiaj practic toată ziua, așa ne este meseria, cum dumneavoastră halat alb, așa noi cu machiaj, avem o întrebare. Machiajul are vreo legătură? Poate fi un factor care să determine apariția orjeletului? Dacă machiajul este pus
profesional, și dacă este scos profesional și nu purtat 24 din 24, el nu prea poate face asta. Dar, să știți, dacă pacientul, adică individul este predispus la așa ceva, trebuie de evitat punerea machiajului des. Așa, deci ar fi cazul de evitat dacă știm că avem probleme cu ulcior. Și am vrut să vă întreb, dacă tot ați spus că este neapărat ca oamenii care suferă de orjeleță să se adreseze la medic, să nu pună pliculețe de ceai și suc de ceapă și să-i scui pe nu știu cine în ochi, pentru că e încă și mai periculos, se ajunge în unele cazuri, chiar și ați spus, la intervenții chirurgicale. Cât de grav poate fi și ce urmări poate avea un orjelet netratat la timp? Încă un acest acces pe pleoape care nu este tratat este foarte periculos pentru viață. În unghiul intern al pleoapelor, dacă e spus așa brutal, se găsește niște vase sangvine care comunică cu sinus cavernos, care se găsește în creier. Distanța nu e mare, e undeva vreo 20 de milimetri. Și posibilitatea ca agentul patogen să pătrundă în acest sinus cavernos este destul de mare. Și noi avem așa pacienți care se adresează cu, cum zice, un fleac și ajung în reanimare și sunt tratați acolo cu săptămânile. Asta nu-i glumă. Încă trebuie să ne atârnăm la sănătatea noastră, la tot ce se găsește mai sus de buze, de acest nivel, foarte serios, fiindcă toate aceste afecțiuni pot ataca inclusiv și creierul. Așa. Trebuie să fim foarte serios să vizităm doctorii. Da, doctorii sigur că s-au ocupat, rândul e mare, dar sunt situații de urgență. De pildă, la noi în spitalul, în clinică unde ne găsim noi catedra, spitalul Sfânta Treime, 24 din 24 de ore fac servicii doctorii. Anul nou, Paștele, nu are importanță. 24 din 24 de ori și vă adresați și ei vă acord de ajutor sau vă dă un sfat dacă policlinica e închisă, dacă doctorul e trimis în COVID undeva, acum așa e. Domnule Cușnir, noi vă mulțumim foarte mult pentru sfaturi prețioase. Eu sper cât mai mulți oameni să aibă grijă de propria sănătate și să se adreseze la medic la timp, cum ați spus dumneavoastră, chiar și dacă ne pare că este vorba de doar un fleac. Da, să fiți sănătoși, să aveți o vedere clară toți. Vă mulțumim mult! Valeriu Cușnir a fost alături de noi, iar Telemagazin continuă.